Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Corazon. Hristos a înviat! Este prima zi de Paște și, cu siguranță, foarte mulți dintre dumneavoastră sunteți în fața unei mese bogate, pentru care ați avut bani sau pentru care ați făcut economii, ca să întindeți o masă mare. Din păcate, sunt și oameni care nu au ce pune pe masă, oameni care s-au resemnat, cred eu, și au pus puțin. Și mai ales acolo este trist unde sunt copii, cărora cu greu le pot spune că nu prea ai să le dai, așa cum văd ei la alții sau la televizor. Noi astăzi, aici la Corazon, la Metropola TV, avem o ediție specială, pentru că invitatul de astăzi, colegul meu, Raffaello Varga, ne va aminti cum este când nu ai ce pune pe masă. Rafa, îți mulțumesc din suflet că ai acceptat să facem această emisiune. Da, continuăm tradiția. Da. Fără una. Eu trebuie să-ți mai fac o mărturisire, da, ca de obicei. Deci toată lumea știe că Rafa este favoritul meu, că mi-e foarte drag și că l-am ghicit din prima, că are mult, mult potențial jurnalist, nu mult, enorm. Da. Potențial jurnalistic. Hai, nu, ce faci acum? Da, ce faci? Da, da, te roșești? Da, 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 da. Nu, din cauza căldurii, este foarte cald și el s-a îmbrăcat nu așa cum îl vedeți la știri. El este de obicei la sacou, dar în realitate așa sunt. Adică de obicei în viața de zi cu zi sunt foarte sportiv îmbrăcat. Și chiar are o mare pasiune pentru hanorace. Da. Sunt pasionat de așa ceva, în toate culorile posibile și cu toate desenele imposibile. Dar să le spun și eu telespectatorilor un Hristos a înviat. Sper că sunt cu toții acasă, pentru că sărbătoarea e despre familie. Mă bucur mult că am venit astăzi la Corazon. De Crăciun am făcut împreună emisiunea în calitate de moderator și acum s-au întors rolurile. Da. Da. N-am mai dat de mult un interviu, cred că de 4 ani. Nu că de aceea e un pic ciudat. Mulțumesc! Da, sunt flatată. Mulți dintre oameni, dintre cei, mai ales dintre fanele lui Rafa, îi cunosc povestea. El nu are o poveste până acum foarte, adică până la un moment dat, poveste de copil foarte, da, foarte fericită, dar noi nu dramatizăm, da, pentru că astăzi nu neapărat că trebuie să fie veselie, ci astăzi e vorba de înviere. Corect. Deci învierea înseamnă și învierea spiritului. Corect. Și cred că tu ești destul, pentru că în afară de fapt că este un jurnalist foarte talentat, este și un om foarte bun, un om așa, și un om pe care te poți baza și un tânăr asumat. De-aia e bine ca dumneavoastră sau tinerii, copiii dumneavoastră sau chiar tinerii care urmăriți acum emisiunea, cei care ați avut de toate și care, cărora nu v-a lipsit nimic, ați fost crescuți fie în puf, fie cu multe sacrificii din partea părinților. Este bine să ascultați astăzi povestea lui Raffaello, pentru că povestea lui de copilărie are ca imagine o casă de copii. 6 chiar. 6 case de 6 case de copii până la vârsta de 16 ani. Da. Da. Da, case de copii în adevăratul sens al cuvântului, case de copii care nu mai există în momentul de față, adică case de copii mamut. Ce înseamnă mamut? Cu peste 100 de copii. Deci eu în astfel de centre am fost din satul mare. Bine, cred că în mare parte lumea știe povestea, dar ca să facem o... Poate telespectatorii Corazon nu știu și... Da, 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 da. 6 case de copii de la vârsta de 3 săptămâni, cam așa. După ce am fost născut, mama, n-a fiind foarte tânără,
N-a știut ce să facă cu un copil la 14 ani. Avea 14 ani, iar tata abia împlinise 18 ani. Povestea spune așa că e un cetățean italian care a venit în România să facă studiile de medicină la Arad, dar s-a întâlnit din întâmplare cu mama și s-a întâmplat ce s-a întâmplat și am apărut. Din fericire! Da. Mama, din fericire, a ales să nu avorteze, ceea ce e foarte frumos. Bine, da. Așa. Dar nici nu avea posibilitățile să mă crească. A încercat să le spună celor de la spital că nu poate să mă crească și cei de la spital, la vremea aceea nu exista protecția copilului, deci au făcut tot posibilul ca ea să mă ia înapoi în plasament, în casă. Mai exact, casă. Că nu ești domnișoară, să nu spui, mai exact la vremea aceea însemnând anul? 1997, exact, scuze. Da. În 1997, în decembrie, deci a... Săgetător, exact. Da, se spune ceva despre așa, bun. Dar a fost obligată să mă ia înapoi, adică nu putea să mă abandoneze. Ce a făcut? A fugit din spital la 3 zile după ce a născut, m-a lăsat în spital, a fost găsită oarecum de autorități, a fost pusă să mă ia, m-a luat, m-a lăsat într-un tomberon, într-o șură, ceva de genul. Acolo m-au găsit niște... Dar cine ți-a povestit? Asta scrie în dosarul meu de instituționalizare. Și așa am crescut în casele de copii până la vârsta de 16 ani, aproape 17. Perioade mai bune, mai puțin bune. Care e prima ta imagine despre lume pe care ți-o amintești? Despre lume? Despre lume, în general. Care e prima ta imagine care îți vine? Că tot se spune că până la 3 ani copiii nu păstrează în memorie ce s-a întâmplat înainte. Dar tu, care e prima ta imagine? Care... Nu cred că pot să răspund la întrebarea asta, pentru că nu știu. Adică nu am o imagine despre... Eu știu doar atât. Deci acum când v-am văzut că pregătea doamna Betty, producătoarea, tot ce avem aici, o să vedeți de ce avem. Vedeți de ce pregătim, da. Așa, am retrăit sentimentul ăla de tristețe pe care l-aveam tot timpul în casa de copii. Nu am povestit despre asta, că nici nu voiam să spun. Dar cred că ăsta e sentimentul despre lume, nu neapărat imagine, că e ceva foarte trist. Efectiv o dramă pe care, cu care te naști, de fapt cu care înveți să trăiești. Și când am văzut că recreăm efectiv ambientul bucătăriei, casei de copii, asta am simțit, o tristețe, un loc din care efectiv nu pot să mai ies, să evadez, deși asta îmi doream dintotdeauna. Și mai am în același timp și... prejudecățile tuturor celor din casa de copii, că dorința mea de a evada din casa de copii și de a ajunge ceva în societate, ceva mai mult decât, nu știu, să lucrez într-un supermarket sau să fiu tâmplar, zidar sau așa, ci ceva axat pe artă sau pe o vocație anume, te face să fii vulnerabil și să fii considerat de către cei din casa de copii nebun. Pentru că până la vârsta de aproximativ... Deci nu aveai voie să ai aspirații. Nu aveam voie, inclusiv... și aici nu mă refer la copii care nu te lasă să crezi în visul tău, ci mă refer la autorități, la angajații protecției copilului de la acea vreme. Până la vârsta de aproape 15 ani, în continuu mi se spunea că sunt un retardat și că nu o să reușesc să ies din casa de copii, că dorința mea de a ajunge prezentator de știri sau reporter este efectiv o aberație. O utopie. Da. Și chiar au încercat, adică în vreme de 4 ani de zile, eu am mers în fiecare lună la psihiatru. Mă duceau ei la psihiatru. Și făceau să scoată din cap că tu poți să reușești în viață. Nu, îmi spuneau că nu e de mine. Adică ce, să mă duc eu la București, unde Cătălin Radu Tănase, modelul meu în viață, la acea vreme... Pot să stau în satul mare, adică dacă în cel mai fericit caz aș fi un îngrijitor la vaci, deci fix asta a fost expresia, să zic mulțumesc că nu avem șansă de altceva. Și asta pe mine, de fapt, m-a ambiționat foarte, foarte tare să ajung ceva, dar ambiția asta a fost oarecum ajutată de destin. Pentru că destinul a lucrat atât de frumos cu viața mea, încât s-a întâmplat mai mult decât m-aș fi așteptat.
Stai puțină, până la destin, ca să începem totuși operațiunea. Da. Așa, bun. O să-mi povestești mai multe, dar să nu uiți. Și am rămas la destin, care este o adevărată teoria destinului. Știi că se spune că cine nu vede creionul, spune că destinul e scris cu mâna. Asta e un proverb arab. Da, deci, poate. Cred că hai să vedem care a fost creionul tău în toată povestea asta. Însă mai întâi, Rafa își amintește din acea perioadă, probabil și de Paști, în unele zile de Paști, mâncarea de bază la casa de copii erau macaroanele cu brânză. Iar de Paști era sărbătoare, atunci aveam și slănină. Îmi place foarte mult că n-a zis paste, ci a zis macaroane, pentru că atunci efectiv așa spuneam, macaroane. Eu nu mai zic acum macaroane, că na, ne-am... Ai venit la oraș. Exact. Așa, am încercat să aducem... Deci să recreăm acea zi în care copiii primeau macaroane cu brânză, fără cașcaval. Era și cașcaval în perioada respectivă, dar... Doamnele considerau că nu trebuie să ne dea cașcaval și cașcavalul dispărea pur și simplu. În schimb, ce aș vrea să le spun telespectatorilor și oamenilor care ne urmăresc, că aveam macaroane cu brânză și slănină în perioada Paștelor sau a sărbătorilor, însă asta se întâmpla mai așa în anul 2005-2006, până în 2010 sau de regulă până în 2007, după ce am intrat în Uniunea Europeană. Și după criza din 2008, țin minte că atunci când a fost criza în 2008, ni s-a zis că seara nu avem mâncare, că e criză. Jur, deci așa a fost. Da. După aceea... Deci brusc s-a lăsat criza, adică acolo nu era un depozit, nu erau nimic, era... Da, era criza. Și după aceea s-a schimbat puțin situația, după aceea de Paște, de Crăciun, mai aveam și noi un șnițel, o salată de băf, ceva de genul, se mai schimbase. Dar întâmplarea face că mie îmi și plăceau foarte mult pastele, deci pentru mine era sărbătoare. Macaroanele. Îmi și plăceau pentru că e mâncarea mea preferată. Macaroanele cu orice. Mănânci acum? Da. Paste. Acum mănânci paste. Mă rog, dar tot cea mai bună e asta pe care o să o facem noi. Adică mie îmi place cel mai mult. O să o faci tu. Da. Adică nu mă implica și pe mine. Nu vă implic. Spre binele produsului finit, zic. Da. Nu, că nu sunt foarte bun bucătar, dar ne descurcăm. Am luat inclusiv pastele pe care le aveam noi la casa de copii, inclusiv modelul acela. Ia arată puțin spre Ne-am pus mănuși, pentru că așa aveau doamnele mănuși la noi la casa de copii. Așa, acestea sunt paste tip cercel, așa. Se vede? Se vede. Da? Bun. Ok. Și aveam o brânză de vaci foarte, foarte bună pe care am reușit să o găsesc. Am găsit-o, nu știu foarte cum. Foarte light, cred. Da. Trebuiau respectate niște, calorii și un regim special pentru copiii din orfelinat, ceea ce cred că se întâmplă așa acum. Iar slănina aceasta, dragilor, este adusă fix din Satu Mare. Bravo. Deci e foarte bun, aceasta se călește. Special și... pentru Corazone. Da, bineînțeles. Așa, ne-a dat-o doamna de acolo, de la Satu Mare, doamna director. Haideți să începem operațiunea. O să luăm slănina. Frumos. Eu zic că eu sunt prezentator. Luăm și un cuțit. Dați un pic, dar nu știu unde e cuțitul. Acolo. Bun, aici, așa. O să luăm cuțitul. Zici că ești șef? Șef la Hanorac. Bun. Așa. Taie foarte bine acest cuțitaș și este de... Am uitat să vă spun că suntem la căminul de persoane vârstnice. Nicolae Cajal, aici unde am mai filmat o emisiune cu Cerasela Măciucă. Și e foarte frumos. Păi nu, stai să spun de ce am venit aici. Okay. Stai. Fii atent, Rafa. Peste... Hai că nu apreciez. Peste ani, pe mine aici mă găsești. Da, și eu vreau să fiu tot. Stai să spui. Că dacă am fost în copilărie, de ce n-ai vișat pătrânițe? Și eu o să vin aici, așa, pentru că e foarte frumos. E frumos, Și e și de stat, adică... E de stat, e chiar de stat. Dacă ar fi așa eu vreau țara... să fie de stat, stai, în sensul de stat, adică Okay. Să stau, să citesc, să scriu. Ok. E curat, e frumos, e aerisit, e teribil. E și am zis că, bine, nu te iau chiar așa, că hai să te duc unde o să ajungi când o să fii, când o să fii în vârstă. Da. Ți-am zis, haide să-ți arăt unde voi fi eu.
voi fi în vârstă, adică și mai în vârstă, așa, și după aceea tu o să mă urmezi, adică, mă rog, adică o să vin și să ne întâlnim aici, o să stăm la povești, Doamne, ce să trăiesc bol... atâta, Doamne. Dar de ce, dragă, așa. Dacă regina a putut, noi de ce? Păi tu... Așa, bun. Bun, hai să vedem ce mai... Dar deci am tăiat prima dată macaronele? Ba da, dar am tăiat și eu asta, că trebuie să o călim un pic. Dar luăm acum cratița. Am încercat să aducem o cratiță cât mai aproape. Mă rog, acolo erau mari industriale. Păi și aici copii. Au tocmai, că de-aia am adus una mai, ai adus una mai mică. Vezi, încep să vorbesc la plural, am adus, da. Facem. Când da. De fapt... Așa. Da, e bine, da. Așa punem apa, e simplu. Adică... Punem apă, dar stați să găsesc apă caldă. Haideți, până pune Rafa apa, eu să vă mai spun ceva despre el. Deci, dragi părinți și tineri, puteți să-l aveți model pe Rafa. Pentru că este extrem, extrem de răzbătător prin toate. Are foarte mult bun simț, ceea ce la în ziua de astăzi, na, nu prea mai vedem. De când există această colaborare și de când îl știam și înainte pe Rafa, dar de când stau mai mult în redacția Metropola, am văzut cum este și ceva, și pe acolo. Nu mergea un ochi, m-am chinuit un pic cu el. Dar în cele din urmă... Ai pus atâta... N-am pus foarte mult apă. Dar zi-mi, e și ceva șef la știri, da? Da, sunt... Departamentul. Sunt redactor șef la departamentul de știri. După aproape 6 ani de reporterie, e frumos. Adică... Și a început, da, a început de jos și știe cum... Adică nu poți să fii redactor șef dacă nu ai fost pe teren. Bine, poți, sigur că poți să fii, dar... Poți, tot trebuie să ai ceva oameni pe lângă tine care să știe cu adevărat munca, pentru că dacă nu știi să gestionezi situațiile, nu știu, măcar să-ți faci o ordine în jurnal, cum pui știrile, cum le scrii, în așa fel încât să nu-ți iei amenzi de la CNA sau să respecti dreptul celui despre care scrii ceva sau nu știu. Așa cum era când am început eu acum 30 exact. De ani să fac presă, adică să respecti niște principii și niște norme deontologice care să nu-l, chiar și despre cel... Chiar și pe cel despre care scrii să nu-l lezeze. Sau să-i respecti dreptul la libera exprimare. Bun, ce o să fac eu aici? Nu știu dacă se face așa, dacă ne vede un șef, ne dă amendă. Mă refer la un șef bucătar. Aici avem ulei. O să punem puțin ulei în cratiță. Da, eu cred că se, da. De ce? Pentru că pastele nu trebuie să se prindă între ele. Și atunci noi așa puneam acolo și așa pun și acum. Și punem asta înainte să fiarbă... apa. Am pus și puțină sare, că na, așa trebuie și respectăm protocolul. Vezi ce faci, că noi o să și mâncăm din treaba asta. Mâncăm. Vreau să vă povestesc despre o întâmplare. Când eram la o altă televiziune, făcusem un live cu o artistă a României foarte apreciată și făceam live-ul la televiziunea respectivă. Eram la un târg de bucate tradiționale și... În timpul live-ului, doamna respectivă zice, eram la, acolo vorbeam despre preparate tradiționale, se făceau și mici și așa mai departe. Zice, Rafa, hai să mâncăm și noi un mic. Și n-am apucat să zic, doamnă, nu-mi plac micii. A luat micul și direct în gură mi l-a băgat și ce? Era nefăcut. Și a trebuit să zic, ce bun e. Și atunci dacă o să vă stați, o să-mi zice și noastră, ce bun era facă, na, ce să facem. Mă înțelegeți? Da. Aia, uite, vezi, există, îl tot rog să nu mai zică dumneavoastră, mă rog, încă n-am, când o să vină cu pachete aici la cămin, o să... Deși vreau să vă zic că avem o grămadă de emisiuni împreună, dar totuși. Exact, da. Da, mă rog, așa este. Așa e în viață. Da, sigur, există. Acum nu trebuie să ne prefacem, toată lumea știe că na, la TV este și acum ce era să zic, doamna dragă, nu e făcut micul și ce nașpa e? Așa. Încet fierbe și oala. Da, hai să revenim la destin. Da. Pentru că, uite... Eu am tăiat, asta pot să-mi dau jos. Da, crezi că... Uite, tu sigur... în situația de atunci, știi că acum la copii se fac ursitoare care vin să-i prevestească să-i da și să-i dorea, să-i facă tot acel ritual
să beneficieze de, de o soartă bună. Da. Ție nu ți-a făcut cu siguranță nimeni. Și, Rafa, eu îți zic, spun eu, că ursitoarele alea bune, care n-au fost acolo, cred că atunci când te-ai născut tu, ți-au fost foarte aproape și te-au vegheat. Și te-au, și te-au păzit tot timpul. Și când nu te-au păzit ele, ți-au trimis oameni. Asta care... așa este. De fiecare dată, să știți că în viața mea, de fiecare dată, cred că din primul moment în care am ajuns în casa de copii, au existat în perioade diferite, dar în fiecare moment al vieții, oameni, câte un om, care efectiv a fost ca un protector asupra vieții mele. Pornind de la nașa mea de botez, care venea în fiecare weekend și mă lua de la casa de copii și mă ducea în familia ei. Bine, era o adevărată dramă pentru mine, dacă, de exemplu, și asta chiar am să le spun tuturor celor care poate se gândesc sau poate că iau în familie un copil din casa de copii, nu traumatizați copiii. Dacă vreți să-i luați, dacă vreți să-i luați, luați-i de tot. Dacă nu vreți să-i luați și doar... ok, mă legăn puțin și îi încurc pe operatori. Dacă nu vreți să-i luați, nu-i luați deloc, pentru că dați speranțe. Ce mi se întâmpla mie, veneam fiecare vineri, nașa mea, mă lua în casă la ea, era cea mai fericită zi vinerea. Dar duminica era efectiv o dramă. Mă aduceam apoi la casa de copii, mă dădeam cu capul de pereți, deci la propriu, adică eram terminat psihic din cauza asta, pentru că nu mai voiam înapoi la casa de copii. Și asta s-a întâmplat ani de zile. Acum mulțumesc că s-a întâmplat și chestia asta, dar ce să facem? Adică e dureros pentru un copil să se întoarcă înapoi în casa de copii, mai ales când știe cum este într-o familie, să ai un tată, să ai o mamă, iar eu cel mai tare îmi doream să am un tată. Că femeia aveam acolo la casa de copii, dar nu aveam prezența masculină. Un copil are nevoie și de tată și de mamă. Prezența masculină e foarte importantă în casa de copii, între atâtea femei. Bun. După aceea, după ce nașa mea a plecat din România, a venit altă doamnă. Directoarea de la Protecția Copilului s-a schimbat. Tot așa m-am atașat de ea, m-a ajutat, m-a pregătit cu mai multe cursuri la limba română, la engleză și așa mai departe. Și au tot fost oameni de-a lungul timpului care cred că au fost trimiși de undeva pentru că și-au lăsat amprenta în viața mea. De ce spuneam eu? Că cine nu vede mâna, crede că destinul e scris cu creionul. Există exact. O mână care, nu știu, poate e așa, vrea Dumnezeu să nu se piardă un om sau așa a fost să fie. Eu, sincer, despre mine cred că sunt un om foarte norocos. Chiar dacă perioada până la 16 ani a fost efectiv cruntă în casa de copii și se întâmplă să fii bătut, să unii au trecut prin traume mai grele decât mine, dar am fost și binecuvântat. Adică foarte binecuvântat, nu știu. Am avut ocazia să mă dezvolt în casa de copii și să spun mulțumesc că am trăit în casa de copii și nu am trăit în sânul familiei naturale. Unei familii? Nu, mă refer la familia mea naturală, da. Pentru că, cu siguranță, nu eram aici astăzi. Dar știți cum e? Că după ploaie și furtună va veni o zi mai bună. Și atunci la mine chiar a venit ziua mai bună. Când nu mă așteptam, s-a întâmplat să ajung într-o familie. Îmi doream foarte mult să fiu într-o familie definitivă, adică să nu mă mai întorc la casa de copii. Până la 16 ani, deci până la vârsta aceasta, am stat în mai multe case de copii. După aceea, eu am cochetat cu muzica, am făcut chiar și pian aproape 5 ani de zile, am făcut și vioară. Dar la bază era dorința pentru presă. Dar cum ți-a venit ție așa? Dorința pentru presă? Era accidentul din Muntenegru cu români, știți? Da. Era 2005-2006, ceva de genul. Și la știrile de la ora 19 era Cătălin Radunas. Mi s-a părut fascinant cum omul ăla s-a dus acolo. Deci dimineața s-a întâmplat accidentul și el seara a ajuns în Muntenegru. Și Andreea Esca i-a dat pasa. Și am zis, mamă, asta trebuie să fac și eu. Deci eu trebuie să merg la cele mai importante evenimente și să transmit de acolo. Un alt eveniment definitoriu a fost moartea Madalinei Manole. În 2010, dacă nu mă înșel. Era la Vinea Petrea, ea transmitea de acolo și era dimineața la ora 7. Și eu am zis, asta vreau să fac. Și o să trag tare de mine până o să ajung efectiv jurnalist. Adică reporter, nu voiam prezentator, voiam reporter să fiu. Mi se părea fascinantă meseria asta. Și de atunci, adică acești doi oameni au făcut să-mi doresc atât de mult meseria asta.
Deci eu despre tine, eu despre Rafa, imaginea pe care o voi, prima dată când l-am văzut, e prima dată, așa cum l-a văzut el pe Cătălin Radu Tănase și l-a marcat, pe mine m-a impresionat, întâmplător, nu știu, erau niște proteste, nu știu ce proteste erau, și bă, întâmplător, că eu nu m-am mai prea uit, nu știu, când era asta, Rafa, acum... 4-5 ani, cam așa. Da. Și pe un post de televiziune am văzut un băiat care transmitea, care mergea, protestatarii se îndreptau către Cotroceni, da. Așa, și am văzut un băiat care transmitea în direct. Nu știu, ție ți-am mai zis, dar trebuie să le mai spun și o să spun mereu, uite asta când o să-mi scriu memor, dacă apuc să le scriu, dacă nu te las ție moștenire să ai grijă, va fi un balamoc total să te ocupi de biografie, de memorile mele, nu contează, da? Așa. Mergea, transmitea în direct și el nu s-a oprit, nu s-a oprit așa cumva și să treacă convoiul prin spatele lui și nu știu ce. Mergea cu spatele. Da. Deci mergeai cu spatele. Gata, știu, era la Matei Balș când a fost incendiu. Acolo era? Da, când a făcut două ore a făcut transmisia efectiv fără prezentator. Nu, era un protest, cred că. Protest era. A, protest? De la Ministerul Sănătății la Matei Balș. A, mă rog, da. Așa, și era atât de natural. Uite, vorbesc despre la persoana treia. Era... ai găsit tigaie. Era atât de natural și atât de convingător. Mie nu-mi plac știrile. Nu, că știu că sunt... Nu, în general, nu. Știu despre ce-i vorba și de-aia nu cad pe spate. Wow, ce nu știu ce. Ei, eu la acel moment am rămas pe postul respectiv și m-am... și l-am urmărit și după aceea m-am tot interesat cine e băiatul ăla. L-am sunat pe un coleg. Pe un coleg, pe o vedetă. Și mi-a spus și Victor că haideți să vedeți între timp ce fac pe aici. Că e acolo. Foarte, foarte bun. Ia, haide. Aole, ce fierbe. Deci aici. Acolo fierb macaronele și între timp aici am pus slănina, ca așa zice la noi, aici la voi. Slană. Da. Aici la voi în București zice șuncă. De ce nu? Auzi, la voi în București, nu, la noi în Ardeal, că și eu sunt ardeleancă. Da, dar ce scuze. Da. Aici la ei, la operatori în București. La mitici. Așa. Iar aici am pus slănina pe care o prăjim puțin, deci e foarte bună așa prăjită și o să vedeți că efectiv o să, ulei o să fie și o să fie foarte bun. Dar știu, cu dragă, asta, cum da? Se okay, face, bine, deci, păi care e procesul că, de... A zis că nici dumneavoastră nu știți să gătiți foarte bine, nici eu nu știu să gătesc foarte bine. Nu, nimic, atâta macaroane, dragă, chiar atâta, uite, după aia o să-mi trec acolo, că așa eu mă tot laud că nu știu să gătesc, mă rog, mă laud, așa, de ce să fac pe nebuna, că vai de mine... Știi, să îmi pun pe... Eu n-am Insta și de alea, dar să îmi pun pe rețele de socializare. Aoleu, ce am gătit eu, ce nu știu ce. O gătesc. Bun. Așa, bun. Aici e... Da, asta știu cum e, că am crescut la țară și știu cum tăiau slănină din pod. Bine, o puneam cu băți din ăla de... Băți, da. De foarte, da, am trăit și noi. Așa, deci simțiți că miroase bine deja, da? Da. Acolo nu aveți ce să mă interesez. Ok. Bun, doamna Cora. Așa. Mai stai pe aici pe lângă Aragaz? Da. Mai trebuie uneori să mai întorc aici în astea, știți? Că fierbă pastele. Ca să chiar să fie fierte, nu să zic ce bune și de fapt să nu fie. Deci ai auzit ce? Că am cerut referințe despre tine. Da, de la Victor. Ciutacu. Da, așa. Parcă la el, la, nu știu, sau mă rog, la emisiune, da. Da, așa, și chiar i-am scris pe WhatsApp, cred că, ce e băiatul ăla, cine e? Un băiat foarte bun, foarte, așa. Rămâna. Mă bucur. Și atunci știam, bun, hai să revenim, deci tu voiai neapărat să te faci jurnalist, că așa i-ai văzut tu pe cei mari. Dar ce nu voiai tu să te faci pompier? Că e o serie totuși mai utilă decât aia de jurnalist. Nu știu de ce, pentru că nu... Că tot te duci la evenimente, tot... Nu, dar voiam să transmit de la eveniment.
Pentru mine asta era... Păi uite, acum și pompierii transmit că se duc... Și se filmează între ei, da, și nu ne mai cheamă pe noi ca să nu vedem ce prostii fac. Da, păi așa este. Dar asta mi-am dorit de atunci. Și acum trimiși știrile cu sincron, cu... Cu tot, da. Păi avem și... Mai învârt aici, iertați-mă, băieți. Fix asta fac. Bun, și după aceea am... Eu am continuat cu visul meu. Am știut că trebuie neapărat să mă pun pe limba română, să o învăț ca lumea a scris și să înțeleg ceea ce citesc. Era o problemă pe care o au foarte mulți copii din casele de copii și nu doar din casele de copii, arată și testele PISA, în care nu neapărat cred, dar arată că copiii din România, într-un procent foarte mare, sunt analfabeti funcționali. 50%. Așa, eu, de exemplu, până la vârsta de 15 ani, am fost analfabet funcțional. Adică citeam, dar nu înțelegeam ce citesc. Și am zis, păi dacă vreau să ajung jurnalist, păi trebuie să știu ce citesc, adică să înțeleg ceea ce citesc. Și ce am făcut? Mă puneam în fiecare seară, îmi puneam o masă ca nivelul la masa de la pupitru știrilor și îmi luam hârtiile, ceream doamnelor hârtiile de arhive. Așa îmi puneam acolo un teanc de hârtii, un laptop de jucărie din carton și imitam formatul pupitrului de la 19. Oh, Doamne, da. Ce frumos! Și în fiecare seară îmi dădeam la ora 16, dădeam ujina, se zice la noi, e un dulce pe care primim la ora 16 copiilor să mă lase să mă uit la știri la ora 19. Iar la ora 19 repetam secundă, eram cu 2-3 secunde după Andreea Esca și după Andreea Bereclanu și repetam efectiv știrile pe care ele le prezentau. Când ele ziceau bună seara domnilor și domnilor, ziceam și eu bună seara domnilor și domnilor. Și asta făceam. Asta făceai, erai singur? Da. Sau ți-ai... Păi nu, le dădeam dulcele ca să mă lase în pace, adică să mă înțelegeți, da, nu? Da. Așa. A, și n-aveai băbop? Ia uși ce chestie, că, adică să fii... Să ai trac. Cum adică să te pui în fața camerei și să zici, da, de aici, în fața unei camere imaginare, adică nici măcar nu era în o cameră. În fața televizorului, adică în fața televizorului puneam masa, da. Așa, asta a fost, de aici mi-am căpătat dicția și muzicalitatea știrilor. Dar am zis că nu e suficient, trebuie mai mult de atât. Trebuie să învăț limba română corect. Și m-am pus pe limba română. Pe cât mai multă cunoaștere. Mi-a plăcut întotdeauna să cunosc, să aflu, mi-a plăcut politica foarte mult timpul. Mă uitam cum a pierdut Joana alegerile și așa mai departe. Deci eram fascinat de ei. Și nu erai considerat ciudat de către ceilalți? Da, tocmai de asta, că eram considerat ciudat nu doar de către copii, cât și de către adulți care m-au dus la psihiatru. Repet, m-au dus la psihiatru crezând că eu am o problemă psihică. Și am primit și tratament. Te-au tratat pentru asta? Primit, pentru că voiai să evoluezi? Da. Am primit un tratament, vă și spun ce medicamentație, dacă vreți. Nu, că nu-i voie. Sunt anumite medicamente antidepresive, medicamente foarte puternice, pe care le-am primit și pe care, după ce am ieșit din casa de copii, m-am dus să-mi cer dosarul medical. Și ce crezi? Dosarul medical nu mai există. Ei au spus că inventez chestia asta. Așa. Stați un pic, că între timp slănina s-a făcut. Da. Așa, pastele și ele s-au făcut. Ești sigur? Da. Vreți să gustați dumneavoastră? Că... Da. Bine, hai să gust. Să gustați dumneavoastră, cred că sunt prea multe, dar nu am, asta e. Ia, dai să... Dacă sunt fierte. Stai să gumar dacă gustă așa. Trebuie să suflați, dar... Slănina arată fix cum trebuie. Sunt fierte, dacă sunt nu fierte. Sunt de alea, cum le zice, că e la modă să mănânci paste, semifierte. Da, semifierte că nu îngrașă. A, da? Știți cum e, da. Așa. Și acum le facem cu apă rece. Puțin doamna Cora. Da, e extraordinar. Uite, o determinare să... Te pui singur în fața televizorului și să repeți după prezentatorii cunoscuți, să repeți știrile pentru că tu îți dorești să fii ca ei și să faci această meserie, să fii ca ei, să faci această meserie pentru că fiecare este în felul lui, nici nu e, adică nu... O să, eu n-aș vrea, nu știu, despre o mare jurnal să fiu ca ea. N-am
modele de astea autohtone. No, eu aveam. Și era singurul post pe care l-aveam la noi la Casa de Copii. De asta, da. Pentru că nu aveam cablu și din astea. Prindeam prin semnal, nu știu cum făceau ei. Fără să plătim abonament, că nu exista la țară. Știți? Și de aici mi-am luat pasiunea. Adică o tragedie din Muntenegru pe mine m-a încățat. Da, chiar. Știți? Pic, ia uite că te descurci și fără strecurătoare. Păi am uitat-o acasă, din păcate. Am dat pe lângă, dar asta e. Într-o vreme era la modă să fii jurnalistă. De ce să fii jurnalistă? Mai ales fetele. Vezi să nu sară uleiul. Bun, deci acum nu mai punem ulei din ăsta, punem ulei din acesta. Pastele sunt mai multe. Pui aici. Acolo, na. Da, punem aici acestea, pentru că, na, așa. Și atunci folosești direct uleiul natural. Adică uleiul bio, cum s-ar zice. Că toți sunt... Așa, și voiau... Era o modă, domnul, să ne se facă jurnaliste, să, dar special de televiziune, adică să te... Cașcaval n-ai adus, nu? Nu, spărea cașcavalul. Am înțeles, știți, dar crezi că măcar noi mâncăm. Nu, păi trebuie să respectăm. Nu să respectăm, exact. Furatul. Da. Așa. Ce arată bine. Ce am uitat în schimb. Când îți veneau, cum vă dădeau, așa pe o farfurie? Da. Și știți ce făceau atunci când furau cașcavalul? Ne spuneau, o să punem puțin delicat, pentru că delicatul dă suflet și cașcavalul e în locul sufletului. Adică pleacă cașcavalul pentru ca să primim suflet bun în mâncare. Să primiți niște chimicale. Da. Exact. Dar nouă ne plăcea foarte mult cu delicat. Păi ne mâncând delicat, doamnele spuneau, le aduc acolo o lingură de delicat, pun în paste... Și, sau alte, nu? Că delicatul e, hai că tu știi cu ce ne au. Da. Deci să nu facem reclamă. Mă rog. Condimente artificiale. Da, noi suntem terorizați cu... Cu ce ne au, tocmai ne-am luat. Corectitudinea. Deci, doamna Cora, vreau să vă spun că pastele sunt gata. Vă pun stai, o condiție. Dacă îmi spuneți că sunteți sinceră când o să vă dați verdictul. Ia. Așa. Arată bine. Arată bine, nu? Nu? Ok. Așa. Punem frumos aici. Și miroase bine, să știi. Miroase bine? Mm-hmm. Ok. Bine. Bun, deci eu o să vă pun aici așa fix cum ne puneau doamnele acolo. Cam cât? Două palete și la revedere. Prea mult că îngrașă. Așa, poftiți aici, doamna Cora. Așa. Așa. Stai să punem și asta aici așa. Avem aici o propunere. Da, până spui tu, uite, noi avem aici, am adus de jos, au tot felul de montaje. Bine, au aici la căminul de persoane vârstice, Nicolae Cajal, au foarte, foarte multe activități. Dar iată, Rafa, uite, da. Pe vremuri, uite, copii orfani de război așteptând hrana la cantina socială în 1919. Gata. Deci au dus-o rău. Deci aici orfan de război. În 1919 așteptând hrana la cantina socială. Deci când mă uit la aceste imagini îmi dau seama că noi chiar am fost bine. Am avut un pat, am avut un televizor unde să ne uităm la știri și la desene. Ați zis, ai pus mai puțin. Mai puțin că da. Așa, bun. Deci să ne zicem mai mult. Eram în copilărie. Da. Așa, să ne ziceți dacă vă place. Poftă bună să vedem. Poftă bună. Haide să... Și n-am pus nici sare pentru că și-a luat sarea de la slănină. Chiar sunt fierte, adică... Sunt fierte și eu am nimerit și eu... Bucată aia de slănină. Bună? Mhm. Ok. Sunt foarte bune. Deci vă place, e perfect. Foarte bun, da. Da, bine, nu cred că chiar așa erau și alea de acolo? Da. Da? Așa erau, dar lipsea, erau cu suflet. Da, aveau cașcavală. Nici aici, dar nici aici nu au. Nici aici nu au, dar au slănina asta, care era foarte rar. În schimb, ce aș vrea să spun... Până anul trecut, eu aveam, nu eram împăcat cu mama mea adevărată.
Tot timpul am condamnat-o, tot timpul am... Și ea nu te-a căutat niciodată? Nu. Ne-am întâlnit o singură dată, la 16 ani, când am venit în București și a trebuit să semneze niște documente. Dar tu erai, adică erai încă, nu erai figura ei ca abandonat, nu? Da, sau eu cum? Nu eram abandonat, eram în plasament și ea nu își dădea dreptul să fiu adoptat. În schimb, mama era foarte tânără, vorbesc era pentru că vorbesc la trecut despre ea. Anul trecut, deci când ne-am întâlnit în anul 2016, nu am interacționat deloc, a fost un ceau-ceau și atât. Adică eram foarte dornic să vin la București, iar ea nu voia să vorbească cu mine. Adică, bun, hai, spune-mi, cum a fost întâlnirea cu mama? A fost o întâlnire adică tu n-ai văzut-o niciodată? Deci nu știai cum arată mama niciodată, ta? Niciodată, niciodată. Nici în fotografii? Nu. În schimb, în dosarul meu scria că are tatuat numele meu, Rafa, pe brațul ei drept. Pe brațul ei stâng, pardon. Și chiar așa este. Adică eu nu credeam chestia asta că e adevărat. Dar chiar așa e. Unde era? Unde? Aici. Aici. Aici, da. Și până anul trecut nu voiam să vorbesc cu ea, nu voiam nimic. Mi se părea că... Bun, deci atunci în 2016 a fost ceva fugitiv, da. A semnat? Da, da. A semnat hârtia contra unei înțelegeri. Mâncăm după citerea da. Contra unei înțelegeri și a fost foarte ok că am venit la București. În schimb, anul trecut, în ianuarie, pe data de 3 ianuarie, cei de la Protecția Copilului, deja ieșisem din sistem, m-au sunat cei de la spital pentru că au reușit să facă rost de numărul meu de la Protecția Copilului și m-a sunat doctorul de pe secția de ATI și mi-a spus, domnul Varga, sunteți singurul care poate să-și dea acordul pentru mama dumneavoastră că e în stare foarte gravă să fie intubată la ATI pe COVID. Și am zis, sigur că da, dacă asta e soluția, asta să face. Dar spuneți-mi dacă pot să ajut cumva, pentru că na, lucrez și pe sănătate, poate putem ajuta cumva, medicamente, ceva. Și a spus, din păcate, are foarte multe probleme de sănătate, un om însă foarte tânăr, 39 de ani, dar, ok, mi-am dat acordul, verbal, pentru că nu aveam cum să ajung la satul mare, au intubat-o și după o zi m-au sunat și mi-au spus că a murit. A murit mama și nu era cine să se ocupe de ea. M-au sunat cei de la spital. Scuză-mă că te întreb. Știi ce mă surprinde și te-aș lua în brațe acum, faptul că tu îi spui acelei femei care te-a părăsit mama. Da, îi spun asta pentru că totuși nu m-a avortat și mi-a dat numele ăsta, care mie îmi place. Bine, Rafa, da, eu îl folosesc Rafa. În schimb, ce vreau să spun și cred că e foarte important pentru că pe mine m-a ajutat să mă împac eu cu destinul meu și dorința asta de a ține distanța față de mama mea m-a făcut să am multe probleme emoționale. Dar din momentul în care mama a murit și am fost chemat la spital, fiind singurul care puteam să o ridic, am mers singur la satul mare cu o colegă de așa, care, deci eu nu aveam cu cine să merg, dar nu era cine să se ocupe de mormântarea ei. M-am dus acolo la satul mare după ce am străbătut 900 de kilometri. Cu mașina. Cu mașina. Eu, seara. Am condus până la satul mare, am ajuns la morgă. A fost primul moment în care eu am putut să stau și să, nu știu, vorbesc cu ea, să o văd acolo întinsă pe masă, nu mi-a venit să cred. Am început să plâng foarte mult, deci a fost pentru prima dată când am putut să, nu știu, să fiu eu cu mine și cu emoțiile mele și cu mama. Primul lucru pe care l-am văzut, tatuajul. Și am zis, da, e chiar adevărat ce scrie în documente. Atunci nu l-ai văzut în 2016? Nu l-am văzut în 2016, chiar scria numele Rafa. Întâmplarea a făcut că oamenii de acolo erau atât de impresionați că a venit cineva de la București care apare la televizor, încât nu m-au lăsat să-mi plâng mama. Mă întrebau, cum e la televizor? Ce faci în presă? Ce? Doamne, deci mi s-a părut ireal. Mă rog, i-am asigurat un coștiug, un loc de veci și mi-am îngropat mama, dar prin moartea ei, din păcate spun chestia asta, asta a dus la împăcarea mea cu ea. Și cred că e foarte important ca noi copii, indiferent că suntem din casa de copii sau nu, să nu ne judecăm părinții sau cel puțin să-i înțelegem și să găsim o înțelegere pentru fiecare faptă pe care au făcut-o, pentru că nu le facem lor un bine, ci ne facem nouă un bine. Și a trecut un an de zile, nu mai am nicio problemă cu mama, am acceptat așa cum e, cum a fost. Îi mulțumesc că am ajuns chiar să-i mulțumesc că m-a abandonat. Pentru că am ajuns în casa de copii și acum am ajuns unde sunt. Adică, da, poate că cu siguranță, nu aveai acea dacă trăiai 100% în nu ajungeam dacă eram în familia ei, nu ajungeam așa, pentru că mă uit la
oamenii care sunt în familie. Probabil o educație precară. Da, din păcate sunt într-un loc unde eu nu aș vrea să fiu. Uh-huh. Nu mi-aș dori să fiu. Toți, din păcate, pentru că asta au fost învățați și așa au crescut. Dar cazul meu e fericit și ce vreau să spun cu chestia asta nu e să mă laud că, vezi, Doamne, mi-am îngropat mama, nu, ci că prin moartea mamei, din păcate, din fericire, am reușit să mă împac eu cu destinul. Și asta a fost cel mai frumos lucru. Că începusem cu destinul. Ai spus că ai călătorit o noapte. Da. Mă rog, câte până acolo. Ce te gândeai, așa, pe drum? Până să ajung acolo nu puteam să... Făceam chestia asta pentru că efectiv era un om care trebuia îngropat. Adică eu nu aveam nici măcar un sentiment față de ea. Dar sentimente ai avut? Da, am avut sentimente. Am avut mai mult frică de persoana ei, individul mama. Da. Când eram mic, eram tot timpul foarte speriat cu asta, că vine mama, vin țiganii și te iau, pentru că eu fac parte din etnia romă. Așa? Și tot timpul eram speriat cu asta. Și până să ajung acolo, nu am... Negam chestia asta, mi se părea atât de ireal, atât de... Nu înțelegeam de ce fac chestia asta. Dar a fost ceva ce nu a ținut de mine. Și... Când am ajuns acolo, abia atunci am reușit să mă întâlnesc cu sora ei, să o întreb cum se îmbrăca ea. Deci, efectiv, am îmbrăcat-o pe femeia aia, pe mama, exact cum a fost îmbrăcată când a venit să semneze hainele, să semneze hârtile ca să pot să plec în satul mare. Mm. Pentru că ea nu era cu fuste, cu rochii, cu noi, era foarte băiețoasă, așa, cu blugi, cu adidas, și toată familia și-a dorit așa să... Și a fost și eu un ajutor pentru familie, că am putut să o îngrop, și pentru mine... Un semn de respect, de prețuire pentru faptul că nu m-a abandonat, ci că nu m-a avortat, ci că m-a lăsat să merg într-o casă de copii. Dar despre tatăl, despre cel cu care mama ta te-a făcut, mai știi ceva? Știu foarte puține despre el. În primul rând știu că este italian, de aici numele Raffaello. Trebuia să fie Raffaele, dar s-a greșit în certificat. Un cetățean italian care a venit la 18 ani în România să facă medicina la Arad. Dar s-a întâlnit cu mama, s-a întâmplat să fiu eu. Însă mama nu a vrut să... Nici nu m-a vrut, nu a putut să mă întreține, dar în același timp nici nu voia să semneze, să mă dea nici măcar în adopție, dar nici să fiu luat de tata. Undeva în anul 2016, deci tata până atunci nu a mai avut nicio interacțiune cu el, de fapt n-am avut niciodată o interacțiune. Dar el oare știa că există? Știa, pentru că la 16 ani s-a întors în țară. Nu până la 16 ani, știa? Până la 16 ani, în continuare știa, dar mama nu-i dădea acceptul să vină, să ia legătura cu mine. Am înțeles. La 16 ani, pardon, în 16 ani, așa, 2014, cred. Tata a venit în România și a încercat să ia legătura cu mama pentru a putea să ia legătura cu mine. Mama nu i-ar fi dat acceptul, deci tot ce spun acum e pe baza discuțiilor din dosar, nu i-ar fi dat acceptul și a făcut un scandal, ceva de genul. Și pentru asta a fost reținut pentru tulburarea ordinii și liniștii publice câteva zile, dus în arest. Nu la satul mare, deși scena s-a petrecut la satul mare, dar nu există arest la satul mare. Și l-au dus la Arad. La Arad s-ar fi luat la o ceartă cu cineva și a fost înjunghiat și, din păcate, a murit. El fiind, din câte știu ce scrie în dosar, tata două fetițe, medic în Italia, dar și-a dorit să vină să mă ia, să mă vadă, dar așa s-a terminat foarte brusc destinul lui. Mi-am dorit foarte mult, mai mult decât să o cunosc pe mama, mi-am dorit să-l cunosc pe tata, dar n-a fost să fie. Și nu să deșarm pe urmele tatălui, să mergi în Italia, să încerci să... Da, și am fost în Italia de multe ori, am și stat cel mai mult în Italia, trei ani de zile. Să cauți familia. Nu știu dacă fetele, familia lui știu de prezența mea și atunci nu vreau să mă... Pentru că eu cred că e o durere acolo, o suferință mare. Să știi că cineva merge undeva, face ceva și omul se întoarce mort. Și atunci nu vreau să mă bag. Mi-e bine așa cum sunt acum, dar știu că de acolo... Ești împăcat. Exact, da. Cam asta e povestea despre tata. Da. Nu mai avem timp, că aș vrea să-mi... Dar tu poți, că ai capacitatea să sintetizezi. Cum a fost când ai venit la București? Cum ai reușit? Mai avem două minute. Când am venit la București, am participat înainte de a veni la București la un concurs de talente, un celebru concurs, iar povestea mea a impresionat
foarte, foarte multe familii, printre care și familii foarte bogate, inclusiv o familie top 300 milionari din România, dar erau la Suceava. Așa? Dar și o familie din București, care mi-a scris pe Facebook și mi-a spus așa: Rafa, noi te așteptăm la București oricând ai nevoie. Și le-am spus așa: eu aș veni și mâine la București, dar dacă vin la București trebuie să mă luați definitiv. Și doamna respectivă mi-a răspuns instant, mi-a zis: stai să vorbesc cu copiii, să vorbesc cu soțul meu și promit că dacă am un răspuns pozitiv, te vom lua. Răspunsul a venit instant, au făcut toate actele cum le-am spus, pentru că eu știam procedura, doar așteptam familia să vină să mă ia, care o fi, dar să fie din București. Așa, dorința mea de a ajunge în București a fost atât de mare încât nu conta în ce familie ajung. Și abia după ce am ajuns în București, am descoperit dragul și dragostea față de familia la care am ajuns. Doamna respectivă și acum mă ajută și ne ajutăm și ne suntem aproape, ne vedem în fiecare zi. Mă ajută cu mâncarea, mă ajută cu de toate, inclusiv eu o ajut, pentru că așa s-a întâmplat. Și femeia aceasta, deși avea un salariu mic, soțul ei un salariu mic, au ales să mai ia încă un copil, deși mai au doi copii. Și așa am ajuns în București, am terminat liceul de limbi străine, am terminat facultatea de litere, după aceea am dus la master, la management medical, la ASE, iar acum sunt aici la Metropola TV, după ce am mai fost în celelalte televiziuni. Cam asta a fost traiectoria. Foarte. Uite, vezi, ai capacitatea de sinteză și astăzi ai fost la Corazon și îți mulțumesc din tot sufletul. Și vreau să spun că eu nu pot să-ți fiu mamă, deși aș putea, așa. Dar vreau să spun că cât sunt prietenă. Mulțumesc din suflet. Și eu îți mulțumesc. Mai mâncăm după. Iată, dragi telespectatori, o frumoasă poveste. Eu nu o știam, el a mai dat, dar chiar nu m-am uitat. Că... Să știți că nu prea mai dat. O singură dată. Așa, bun. Dar în general, adică chiar am vrut, nici n-am căutat nimic, chiar am vrut să aflu povestea ta de la tine și îți mulțumesc din tot sufletul. Și știi că oricând... Continuăm la Crăciun, vedem. Da. Și eu, din punct de vedere profesional, pot să fii sigur că ai cât sunt umeri pe care să stai atunci când ai nevoie, dar sunt convinsă că tu poți și singur. Vă aștept în noul proiect al știrilor de seară. Așa. Acolo unde o să te dezbate în cele mai frumoase subiecte. Da, aceasta a fost povestea pe scurt, pe foarte scurt, a colegului nostru, Raffaello Varga. O poveste minunată, tristă, dar minunată, care arată că puteți reuși. Oricine poate reuși, dacă este sănătos. Vă mulțumesc, le mulțumesc colegilor mei, Vali, Sebi, Bobby, Doru și doamna Betty, așa cum zici tu, doamna. Vă aștept săptămâna viitoare la Corazon, să aveți în continuare sărbători minunate și să vă gândiți și la cei care nu pot să aibă sărbători minunate pentru că sunt bolnavi, pentru că nu au. Mulțumesc, Rafa. Mulțumesc și eu din suflet, numai bine.